Așa cum anunțam săptămâna trecută la conferința de presă, în cursul zilei de joi, joia trecută am participat la Iași pe o conferință, la o conferință pe teme de fonduri europene, odată pe încheierea exercițiului 2007-2013, și noi aici zic eu că stăm destul de bine, în afară cu proiectul de străzi pe care îl avem de finalizat, ca urmare a celor trei străzi care urmează să fie asfaltate, Mitocelul, Alea Dumbrăveș și Câmpului, restul proiectelor sunt finalizate, pe PIDU, Cetatea de Scaun, care este și ea în grafic, se va termina în anul 2015, și referitor la acest aspect, am avut discuții cu cei din conducerea Agenției de Dezvoltare Nord-Est, AMEPOR-ul. Este posibil ca la sfârșitul anului să facă niște reglări între axe. Sunt anumite axe, în mod special axa 4, situri industriale și așa mai departe, care nu se vor consuma banii, se vor face niște realocări între axe. Și atunci sunt șanse să mai prindem pe PIDU un proiect. Și am decis să facem un proiect de câteva milioane de euro, continuarea modernizării zonei centrale și anume în zona palatului administrativ și a străzilor adiacente. Reabilitare căi de rulare, trotuare, iluminat public. Este o clădire reprezentativă pentru Suceava, este capitala județului, vin foarte multe delegații străine și, așa cum se știe acolo, din punct de vedere al stării drumurilor, este una deplorabilă. Deja am demarat consultanță și celelalte aspecte să încercăm să facem proiectul tehnic, să aprobăm indicatorii tehnico-economici. Îmi doresc ca până în toamnă să putem face acest lucru, să depunem acest proiect. Sigur, perioada de implementare trebuie să fie până maxim în anul 2015. Eu zic că putem să ne încadrăm cu acest proiect, să modernizăm zona din jurul palatului administrativ. Cât privește strategia 2014-2020, conform principiilor Uniunii Europene, vor avea prioritate la finanțare entitățile în funcție de suprafața administrativă, teritoriu, dimensiunea teritoriului și a populației. Aici este clar că, așa cum se creionează azi lucrurile, favorită este zona metropolitană Iași și cu municipiul Iași de a atrage cât mai multe fonduri. De aceea am gândit o strategie comună cu primarul de la Botoșani. Dumneavoastră deja am înțeles că au dat hotărârea de Consiliul Local. Urmează că în cursul zilei de vineri să am o discuție cu domnul primar Portariuc la Botoșani. El a fost primat la mine la Suceava. În așa fel încât să facem această dezvoltare policentrică, să unim cele două zone metropolitane, zona metropolitană Suceava cu zona metropolitană Botoșani. În ceea ce ne privește și domnul primar spunea la fel, sigur trebuie să vedem documentele în față, axa Suceava-Botoșani, toate localitățile sunt prinse în zona metropolitană de o parte și de alta, fie în zona metropolitană Suceava, fie în zona metropolitană Botoșani. La noi, așa cum se știe, orașul Salcea, pe de parte, comuna Dumbrăveni, comuna Siminicea, comuna Verești, care sunt în apropierea graniței cu județul Botoșani, sunt prinse în zona metropolitană, iar domnul primar Portariuc spunea că la fel localitățile care vin pe axul de la Botoșani către Suceava sunt prinse în zona metropolitană Botoșani. Ca atare vrem să facem un parteneriat, dezvoltare policentrică între cele două zone metropolitane și aici declarăm deschis, este o competiție, în ideea de a face o contrapondere la zona metropolitană Iași, în ideea de a putea împărți pe românești banii care vin din fondurile europene din perioada 2014-2020. Îmi doresc ca în această lună să putem da hotărârea de Consiliul Local. Repet, domnul primar Portariuc spunea că ei deja au dat-o. Urmează să vedem în cursul zilei de vineri, voi merge cu domnul Gitariuc, care este specialist în dezvoltare policentrică la Primăria Municipiului Suceava. A urmat niște cursuri în acest sens, are și o diplomă în acest sens. Și vom vedea exact despre ce este vorba. Vrem să intrăm cu hotărârea de Consiliul Local în această lună. Să ne pregătim temele în așa fel încât să facem proiecte comune și pe această zonă de dezvoltare policentrică, așa cum am spus, să fim o contrapondere la zona metropolitană Iași.